Florin Oancea, primarul municipiului Deva, a organizat marți o conferință de presă pe tema terenului de sport din cartierul Dorobanți. Aceasta a venit ca urmare a lansării în spațiul virtual a unui apel prin care se cere ca terenul să nu fie transformat în parcare. Vreau un lucru foarte clar să fie înțeles pentru toți devenii, nu doar pentru cei care locuiesc în cartierul Dorobanți. Nu vreau să desfințez locul de joacă, nici nu s-a pus acea problemă. Investiția este făcută pentru copiii care locuiesc în acel cartier. Discuția a fost purtată vis-a-vis de terenul de fotbal. O bună parte din cetățenii din cartierul Dorobanți, în mai multe întâlniri pe care le-am avut cu dânsii, participând la să văd stadiul și evoluția lucrărilor din Dorobanți, pentru că acolo sunt mult mai multe lucrări, mi-a spus domnul primar, suntem foarte deranjați de acea locație, pentru că până seara târziu, până noaptea, sunt foarte mulți copii, mulți care nu sunt de la noi din cartier, vorbesc urât, înjură, mulți consumă băuturi alcoolice pe teren, ceea ce n-ar fi normal. Am vrea o parcare. Nu mai stați puțin, trebuie să analizăm, dar poate punctul dumneavoastră, că am discutat cu 2-3, pe urmă cu alți 5-6, haideți să avem o discuție la fața locului. Primarul Devei a spus că a avut o întâlnire cu locuitorii din zonă și că le-a cerut acestora ca până vineri să îi prezinte ceea ce doresc să fie acolo și în urma acestei concluzii urmează ca în Consiliul Local să se ia o decizie legată de o eventuală schimbare a destinației terenului. Am participat, fiind invitat, repet, la acea întâlnire, cu vreo 30 ceva de cetățeni din cartier. Trei cetățeni. Au spus, nu vrem să fie parcare, vrem să rămână loc de joacă, dar să-l amenajăm, partea de plasă trebuie refăcută. Ceilalți au spus, vrem locuri de parcare. Mie mi s-a părut corect și de aceea i-am și rugat ca până vineri să vină cu solicitări scrise, cu un tabel, prin președinții de asociații, pentru că sunt 4 blocuri acolo. 30 de oameni nu înseamnă 200-300 de persoane câți locuiesc în cele 4 blocuri. Prin președinți să vină cu un tabel de la fiecare bloc și fiecare scară ce își doresc. Iar după ce am situația clară, oglinda dorințelor cetățenilor din acel cartier, nu de unul singur, ci împreună cu consilierii locali, să luăm o decizie ce facem. Mai mult, Florin Oancea i-a acuzat pe inițiatorii moțiunii de manipulare, făcând referire la felul în care a fost redactat respectivul apel. Postarea care a fost făcută, din punctul meu de vedere, este o manipulare. E clar că este manipulare. Vă dați seama, când faci, cine a făcut acea postare locuiește în acel cartier. Și când a făcut acea petiție și sondaj, s-a referit la locuitorii din municipiul Deva. Aici este manipularea. Păi dacă ești corect, tu care locuiești în acel cartier, chiar dacă ai o altă părere, trebuie să soliciți punctul de vedere a locuitorilor din acel cartier, dacă sunt sau nu afectați. Că dacă tu pui la general întrebarea, cel din Goșdu, din Micro 15, din Progresul, din Vile Noi, din Grigorescu, e clar că nu este afectat. Totodată, primarul Devei acuză și de minciună pe cei care au viralizat subiectul terenului de sport din Dorobanți, dezmințind categoric faptul că acolo ar putea fi construit un bloc. Nici vorbă, dar nu există așa ceva. Nu, asta e nu doar manipulare, și minciună. Cum să spui că se va construi un bloc? Cum se poate construi un bloc? Se poate verifica că totul este public. Există un certificat de urbanism la primărie. Repet, sunt publice aceste informații. Nu există. Există vreo autorizație de construire? Nu există. Deci aceasta este și manipulare și minciună. Adică să sperie lumea. Dom'le, uitați, în loc de un teren de fotbal în care copiii devenilor pot juca, vreau încă un bloc. Nu. Nu e adevărat. Nu există. Acțiunea din mediul virtual pare a avea un puternic substrat politic, întrucât a fost lansată de un fost aliat, până de curând al liberalilor, partid din care face parte și Florin Oancea. Totodată, printre cei mai fervenți susținători ai moțiunii sunt foști membri ai PNL, mai vechi adversari politici ai lui Oancea, precum și persoane care și-au exprimat public intenția de a candida în 2024 la funcția de primar al Devei.